Vai. Faci mai iei ce ai, dă un pas. Vreau să-ți faci arcudiță din a mea. Da, ți-a plăcut? Vai, Doamne, că te ador când te faci. Dai să-mi aduc să mă... Eram supărat pe tine în ziua aia și când te-am văzut, îi zic lui Patrick, băi, Patrick, mă nebunii, nu mai pot, mă, frate. Uită-te și tu la ea, mă. Chiar mă gândeam, cum pot să fiu eu supărat pe fetița asta? Maxim. Mai băgați așa sufletul. Băi, veniți mă și luați-o de aici, că nu mai suport, mor să nu mai văd. Oh, vai, mă, ce-mi uite și acasă. Mai că ajut pe carnea de pe tine, nu știu să-ți fac, de unde să te prind. Robi! Julia știu că face glume și de aia. Ea nu e genul glume, care să bage... Glume. Ea nu este genul care să bage... Bățul! No. Zizanie! Doamne, nici nu știu cum... No. Nici nu știu cum arată bățul! Nu, no, deja vine cu totul, bagă și... Eu bagă cu buturugi! 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 Pietre, lemne, de toate! Băiatul ăsta nu s-a cerut și el? Aici? Care băiat? Ăsta nou. La tine s-a cerut, dar nu l-am lăsat eu. I-am zis, ce-ți caut la Cris dacă vreau să mă duc? Nu, că n-a simțit energie. Nu, nu stea doar acolo, se plimbi și el. Poate nu l-am lăsat. Nu știu, nu știu. Deși cine e acolo? În afară de Alexandra, n-ar fi nicio interesat de el, nu? Ai mai avut discuții cu Antonie? Nu, ce discuții mai am cu Antonie? Ea o știut cumva în adâncul sufletul ei că am puțină dreptate și s-a atacat singură. Hai, zici și de Teodora, știi? Da, știi? Ea s-a atacat singură. Eu n-am vrut, știi că am vorbit aseară de atacuri și de înțepături, nu știu ce, că nu-mi place, că nu... Dar pur și simplu am pus o întrebare, bă, de ce? Eu cumva am simțit lucrul ăsta, măi, ar fi loc de... Bă, e drăguț, vedem cum așa o să desfășoare, nu știu... El o să desfășoare tot, o să desfășoare. Cum o să decurgă parcursul lui aici? E un băiat drăguț la prima vedere, nu știu ce, eu am un viitor iubit, am cunoaștere, nu sunt dispus, să mulțumesc frumos. Era un răspuns mai concret. Dar așa ea tot încerca, că Patrick e în ochii mei, Patrick, ca să-l facă pe el să se simtă bine și felicitări. Și a reușit, că l-ai văzut pe el, gen, îl simțea de aici și nici măcar nu mă uitam la el și era super. Da, ei au avut tendința că eu mamă înțep, dar cu ce să vă înțep? Am pus eu niște întrebări. Că și mie, uite, și mie mi s-au pus întrebări legate de Virginia, și Patrick mi-a pus. Și am simțit-o ca o înțepătură, dar n-am luat-o ca o înțepătură. Da. Înțelegi? Bă, am nu înțeleg. Mai vorbi de Virginia, că mă supăr acum. Cum așa? Și eu mă supăr. Sunt și eu gelos. Cum face Mondo. Am mușcat din mărul ăla. Am mușcat din mărul ăla, uite la mine, vedea că mai scoate ăsta un cuvânt de Virginia. Ce-ai făcut la camera roșie când nu mi-ai dat cadou cu tine? N-am voie să zic. Cum să n-ai voie? Dar cine e? Băiatul știa despre noi și m-a întrebat cum sunteți și am zis noi avem, ne-am ciondănit un pic pentru că suntem la început și e normal până te obișnuiești. Ce, a zis că ne-am ciondănit? Eu am zis. Am crezut că a zis el. Nu, m-a întrebat cum suntem și am zis că am avut mici certuri, dar e normal la început să ai până te obișnuiești cu persoana de lângă tine, până te dai după el, până se dă și el după tine. Și? Și am zis că îmi place de tine, nici nu mai știu, Patrick, că eu eram... Unde erai? Mă gândeam la tine. Zi, și genul ți-a zis că îi place de tine sau din astea? Nu. Ok. Dar și dacă ar fi zis, te-ar fi supărat? Nu m-ar fi supărat. Eu am altfel de, fii atent, dacă intră acum o fată pentru tine... Uh-huh. Ține șefa mea. Contează când te comporți tu. Că poți să, oricum... Da, dar eu n-am primit cadrul cu tine. Sunt fete aici în casă care la un moment dat te-au plăcut, nu? Da. Contează cum te comporți. Nu te deranjează chiar. Deloc. Mă laud cu asta. Că ești frumos. Și bun, că de-aia te plac fetele, că ești bun, măi. Auzi, ascultă-mă puțin. Bun la suflet. Dar... Și la cap. Și la? Cap. Băi... Deci să nu te mai atingi de ea, da? Bine, gata șef. Nu mai suntem, păi la cum arăți, la cât ești de mare nu și așa, mai... gata șeful, eu nu mai... Nu mai suntem, frate. Virginia, îmi pare rău, nu ne potrivim. No, glumesc. Dar mi-am dat seama, frate. Oricum, Virginia pe mine mă iubește.
Dar atât îmi place să fac glume, atât îmi place să vorbesc de ea, nu știu de ce. Bă, știi cum se zice? Că între doi care se ceartă câștigă al treilea. Credeți să vedeți. Da, ții înainte. Vezi? Așa gaizul lăsă mai moale. Eu oricum nu sunt o fire geloasă. Ești? Nu sunt. Ah. Nu sunt. Deci dar ești teritorial și tu. Deci puteți să vorbiți cu ea cât vreți, eu n-am treabă. De lăsat, de dat acordul. Nu, no, eu sunt de percepție că, na, știu cine sunt, știu ce pot. Normal, normal. Este fiecare. La alegerea ei, nu aleg. Dar și încă o dată, adică, știi, în sens figurat, e o competiție până la urmă. Adică pe cât ne-am înțelege noi de bine, totuși, pe la urmă, trebuie să știi, trebuie să zilei, fiecare știm da. Ce avem de făcut, da. Și trebuie să faci un pic diferența dintre chestiile care le discutăm noi și chestiile care le facem cu fetele, că până la urmă de astea suntem toți aici, nu? Da, da. Normal. Dacă vreți să le bage placerea lui Virgilia? Măi, cred că e drag așa, dar nu știu dacă e chiar real, real. Chiar. Tu? Ce mi-ai făcut, mă, sufletul meu? Păi nu știu. M-ai disperat, m-ai mâncat. Vai. Uite, aici, în schimb, cred că e totul fake. Hmm. Ce mă? Ce tot râzi că mă enervezi? Vrei să plâng? Sincer, vrei să plâng? Nu. Nu vezi, faci vezi, nu e bun asta, că te prea, mereu ești cu mâinile acolo. Păi ce vrei să fac? Un pic mai larg. Nu? Puțin. Nu, că îmi stă larg aici. Păi de-aia stă larg puiul meu. Vrei să te învăț? Nu stă. Dacă e puțin mai larg, ascultă-mă. Mi-ar fi stat larg aici, mie nu-mi place, mie îmi place să te petale. Strângi asta, ți-o strângi. Nu. Cum nu? Nu. Cum nu? Nu. Păi da, dar uite, stă aici, vezi? Așa, și? Păi mie-mi place. Păi și mie-mi place. Să nu stai numai cu mâinile. Păi stau cu mâinile, că nu stau și eu într-un loc. Faci și tu clasamentul ăsta, în funcție de tine? Cred că îngrijirea la mine este numărul 1, ca fata să fie îngrijită. Okay. Mie îmi place foarte mult rutina, îmi place foarte mult să fie organizată, să aibă o rutină. Nu-mi place să aibă prieteni băieți. Nu-mi place deloc. Nu-mi place să fie glumeață, la modul cu glumeață cu băieții. Nu glumeață, știi ce zic. Să aibă glume de alea, gen cum avea Robi cu Virginia când erau într-o relație. Înțelegi glumele da, alea? Nu-mi place să caut să fie genul care își dorește atenție. Are atenție exclusivă a mea, nu știu de ce m-ar mai vrea. Și nu-mi place. Nu știu, nu-mi place să fie o persoană răzbunătoare. Am multe nu-uri, pentru că sunt foarte pretențios. Am mai multe, dar astea ar fi primele, principalele. Cum te regăsești? Te încadrezi? La calități deja ești încadrată. Să știi că în unele situații am instinctul de a fi răzbunătoare, nu neapărat. Eu nu o să-ți dau niciun motiv, Alexandra. La noi nu o să fie niciodată problemă de răzbunare. Știi cum o să fie? Tu dacă ai vrea, de exemplu, dacă eu aș fi, dacă aș fi îndrăgostit și așa mai departe. Tu dacă ai vrea să mă ții sub apucul tău, eu stau acolo, îmi pun, îmi iau un șezlong, glumesc. Îmi iau un șezlong și mă pun acolo și stau, sunt sub apucul. Ai mai zis odată ceva și la camera roșie legat de asta? Sunt sub apucul la șefa. N-am nicio problemă. Oricum, asta spuneți toți. Bine, acum să nu o dăm în modul ăla cu, în sensul ăla cu umilință sau așa, dar nu. Eu sunt genul care ar face orice poftă își dorește femeia de lângă el. Orice. Ceasca ăla nu pot să-ți iau. Băiatul are finala la mână. Nu pot. Nu ne încadrăm acolo. Scuze. Cer scuze. Bună, fetelor! Bună! Ce faceți? Nu! Nu, că sunt... Nu, unde da, nu păi am treabă. Unde? Nu unde am vrei treabă. Să mergem? Nu mergem nicăieri. Păi și... Nu
îmbrățișare numai. Poate era ceala. Nu mă interesează. Păi și aia nu-mi brațe. Ce? Bă, dar ce s-a golit casa. Chiar, nu vine vreo fată pe aici. Noi trei și doi. Bă, da, chiar, Lenuța! Ce pasa? O fată aici, o discuție, o... Vezi? Noi vorbim de Virginia și Virginia... Noi vorbim de Virginia și Virginia stă singură acolo. Stă singură acolo. Vreau cadru cu ea. Acum. Dacă nu-mi dai cadru, îți pun perna pe față. Îmi dai cadru cu Virginia. Îți dau și un pupic. Dar dacă o fac geloasă, mă ceartă. Zi-mi, dai cadru. Zi-mi, dai cadru cu Virginia, ce facem? Nici nu te bagă în seamă. Ce facem aici? Băi, ești ignorat total, nu știu ce. Până și Lenuța mă ignoră. Până și Lenuța. Unde am ajuns? În ce am fost și ce am ajuns. Exact. Hai, dă-mi un cadru cu Virginia și te iert. Hai mă, Lenuța, dă-mi un cadru cu Virginia, îți dau un pup, uite. Dă-mi cadru cu Virginia! Iară fugi de mine, faci de-astea, nu? Striga, Virginia, ce faci? Nu o strig, nu. Lenuța, dar nu că, Lenuța, în ultima vreme, ori nu mă mai vrea în casă. Băi, că am supărat-o. Vrea să-mi facă vânt, ori nu știu ce se petrece. Dar eu te înțeleg, Lenuța, am greșit și eu, ai greșit și tu. Suntem oameni, nu o problem. Dar mă lași mâine în casă, mă lași mâine la Virginia, pe bune. Și pe ea ai dorit să o vezi cu altcineva, pe Lenuța și ea ai fi. Cred că are ceartă cu Maluma, nu se mai înțelege în relație. Lenuța, e așa? Nu te mai înțelegi cu Maluma? Relația voastră începe să aibă mici urcâșuri, coborâșuri, mici certuri și așa. Și tu de-aia ești așa, că nici părul nu ți l-ai aranjat astăzi. Nu-ți mai vine nici să te aranjezi. Ai ceartă în casă cu Maluma, este? Să zicem că ar fi dat cadru doar cu mine, cu Teo și cu Alex. Ce să fac, mă? Dar tu crezi că eu nu știu contextul. Așa, și ce ai fi făcut? Ce să fac? Cum te-ai fi simțit? Ok, că nu te exterior. Mi-ar fi plăcut să fiu eu acolo cu tine în camera roșie. Mi s-ar fi părut o chestie nouă că da, trebuie să interacționez cu altcineva. Dar în același timp eu știu tot contextul ăsta, știu că se întâmplă chestii. Ție trebuie să-ți iau coroană, să-ți o pun așa. Pe mine nu puteți să-mi faceți nimic, să mă faceți să fiu gelos. N-ai fost niciodată gelos? Dar sunt și acum. Dar nu pe rochile mele, pe unul dintre băieți. Nu.